colegi, dragi absolvenți, stimați părinți, dragi elevi, am ținut să fiu prezentă la festivitatea de la Sâmărtin, toate că nu vă cunosc personal pe voi absolvenții, dar din spusele colegilor care lucrează la școala Sâmărtin, să știți că am auzit numai lucru bine. Eu sunt sigură, din ce am auzit, că veți face cinste școlii din Sâmărtin. Eu vă doresc să ajungeți la liceele pe care vi le doriți voi, să aveți și acolo rezultatele pe care le-ați avut aici. Mult succes în continuare, sănătate, iar părinților putere de muncă ca să vă poată crește. Doamna dirigintă. Când vă citesc la cuvinte, din cauza emoțiilor, nu aș fi putut să vă prezint. Învață să-ți trăiești copilăria, căci ea se duce așa rapid, că n-ai să poți să zici că a fost frumoasă, când s-a pierdut în infinit. Această strofă din poezia de pe invitația voastră este un îndemn care trebuie luat în seamă. Trăiți-vă copilăria, bucurați-vă de mugurii vârstei voastre frumoase și de aceste clipe minunate care nu se mai întorc, dar care odată întipărite în suflet rămân cu voi toată viața. Dragi elevi ai clasei a 8-a, am fost împreună mulți ani și a sosit clipa în care trebuie să facem bilanțul realizărilor noastre, a realizărilor de la școală, dar și a celor sufletești. Titlul unui articol din revista Vreau să știu este Învățători și diriginți, părinții de la școală. Am fost o adevărată familie, cu bucurile și tristețile ei, însă noi, părinții voștri de la școală, ne-am străduit să vă împrumăm pașii spre tot ceea ce este mai bun pentru voi. Ne-am străduit să vă fim aproape, în primul rând, sufletește, pentru ca voi, bobocii de azi și trandafirii de mâine, să înfloriți cât mai frumos și să bucurați cu parfumul vostru pe toți cei care vă sunt aproape. Însă, încă o generație de pui de om, își întind aripile minții și ale sufletului pentru a-și lua zborul spre alte zări. Suntem aici pentru a ne bucura cu toată ființa noastră de aceste clipe minunate, clipe unice, așa cum de altfel unică este fiecare clipă a vieții noastre. Din ochii unora dintre voi, oprit la sufletului vostru minunat, au curs câteva lacrimi. Lacrimile voastre sunt roa bobocilor de trandafiri, pregătiți să înflorească, făcându-i și mai frumoși. O parte vă veți îndrepta spre băncile liceelor, alții spre școli de arte și meserii. Oricare ar fi profesia sau meseria pe care o veți alege, învățați-o așa cum se cuvine, pentru că aceasta este adevărata cumoară pe care nu vă poate lua nimeni, adică cunoașterea. Ceea ce ați dobândit la școală vă va însoți până în ultima clipă a vieții. În acești ani care au trecut, am fost împreună și în clipele frumoase de bucurie, când atât voi cât și eu ne bucuram de notele de 10 pe care le primeați, dar și în clipele mai triste, când vă mustram pentru prostiile copilărești pe care le făceați. Am fost împreună și când soarele ne zâmbea cu toată lumina lui, dar și când ori micilor voastre greșeli întunecau câteodată fața luminoasă. Mă bucur nespus să vă văd acum pe toți pregătiți așa frumos pentru aceste clipe. Mă adresez vouă, foștilor elevi ai clasei 8-a de la școala din Sâmărtin și actualilor absolvenți, dar nu cu vorbe vorbite, dar și cu vorbe ale sufletului. Căutați să deveniți cât mai buni, cât mai drept și cât mai luminoși. Să vă trăiți viața în așa fel încât la bătrânețe să fiți mulțumiți de toate realizările voastre. Vă doresc să aveți o viață plină de succese, obstacole pe care să le puteți trece și care să vă facă mai puternici, iar norocul să fie cu voi în toate clipele. Vă urez mult succes la admitere și o viață cât mai frumoasă, plină de bucurie. Acum să le cântăm și lor la mulți ani. Marian, ia de tu, stai de mult,